Fotbalistele de la Athletic Drobeta nu se regăsesc în acest start de sezon. Doar jocurile disputate în etapa secundă din Liga a doua au rămas fără punct. În runda inaugurală au fost învinse pe teren propriu cu 3-1 de United Bihor, iar la sfârșitul săptămânii trecute au pierdut cu 3-0 la CSM Unirea Alba Iulia. Fetele antrenate de Daniel Ispas trebuie să își reconfigureze jocul pentru că altfel vor avea viață grea în campionat. Au la dispoziție 2 săptămâni, deoarece următoarea rundă este programată pe 1 octombrie. Atunci, atleticele primesc vizita celor de la ACS Campionii FC Argeș, formație care a strâns 3 puncte în clasament. Athletic Drobeta face parte din seria a doua din Liga a doua și, la fel ca și în anii precedenți, obiectivul este de a evita ultimele 2 locuri retrogradabile.